Alin Ispas, o nouă nominalizare de această dată pentru funcția de senator în cadrul Parlamentului României din partea Forța Dreptei. Cum porniți la drum? Care sunt gândurile și ce așteptări aveți? În primul rând, doresc să mulțumesc colegilor de partid că m-au nominalizat și m-au votat în această seară pentru onorabilă funcție de senator în Parlamentul României. Ca să răspund și la întrebare, plec cu garanția că voi reuși în efortul de a candida și de a și câștiga la Senatul României și trag nădejdea că și oamenii mă vor susține în demersul către Senatul României. În continuare, vor urma zile destul de dificile. Da, da. Înțeleg că aveți... Este atât de fierbinte informația și pentru mine și se vede că sunt emoționat de-a dreptul. De aia spun și repede o dată, mă simt onorat pentru nominalizare. La Camera Deputaților îl aveți pe Romeo Dunca, propus. Nu știm dacă încă a fost propus, și... Propus, așteptăm în continuare. Acceptat această problemă. Am nu acceptat, știm dacă... am votat în unanimitate candidatura domnului Romeo Dunca. Urmează să îl așteptăm să vină să o confirme și dânsul. Mult succes în demersul dumneavoastră. Da, vă mulțumesc frumos!